Bună seara și binecuvântare tuturor celor care ne urmăriți. O nouă seară de miercuri, ceea ce înseamnă că o nouă serie de tineri. De data aceasta o să rămâneți surprinși, plăcut surprinși că am împreună cu mine trei băieți, chiar trei băieți speciali. Mă bucur în seara aceasta să spun bun venit, să le spun bun venit lui. Cătălin, Iulius, Alin. Bine ați venit. Bine m-am găsit. Voi vă cunoașteți sau? Da. O să fie interesant. Da. Și din alea. Bun, atunci în seara asta facem alte reguli, că oricum noi nu avem reguli. Aveți voie și să vă puneți întrebări unii la alții. Și mie, de obicei nu răspund dacă puneți chiar întrebări din astea. Bun, care e viața voastră? Cu cine să încep? Cu tine. Zi ceva despre tine, așa, ce vrei tu. Să spun, am 16 ani, sunt clasa 10-a, cânt la chitară și cam atât. Nu, se vede după cum ești, că ești un pic de artist, așa. N-am vrut să zic aerian, ci artist. Da? Mai poetic, așa. Mai poetic, așa. Deci să știe fetele cam la cine se uită, da? Deci că la tine se pot aștepta cam la orice, nu? Cam așa ceva. Așa. Ia zi un lucru bun despre... El, păi, ce să spun? E povărul meu, îi cunoaștem așa, de 16 ani, de viață. Așa, zici tu un lucru bun. Cam greu, da? Păi, este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Și ce să vă spun? Deci faptul că rezistă cu tine e o calitate. Și eu, băiat. Așa, bun, deci, Iulian? Iulius. Păi, și eu am tot 16 ani, tot clasa 10-a. Ca pasiune e muzica, care și practic la mai multe instrumente și urmaș al domnului. Și la care îți place cel mai mult la instrumente? Chitară. Chitară. Doi chitariști. Da. Și încăpeți unul de altul? Păi sunt diferite. El chitară bas, eu chitară electrică și fiecare ne completăm unul pe celălalt. Da, eu am crezut că el chitară neagră, tu chitară verde, deci sau așa. Diferite. Da. Așa. Cătălin, tu cum rezici cu ei? Da, eu sunt băiatul din spate care le face lor sunetul. Așa? Da. Deci tu tragi sforile sau butoanele? Amândouă. Am 19 ani, sunt student la Facultatea de Automatică și Informatică Aplicată. Sunt prieten cu ei de mult timp. Ca pasiune îmi place media, adică și sunet, să fiu sunetist, să lucrez în această, să fac parte din această lucrare din biserică. Îmi place să mă implic în general și da, chiar îmi place acest colectiv pe care îl avem și grupul de tineri. Mi se pare un grup foarte unit, foarte sens, din care cu siguranță și cei care intră au lucruri de învățat. Super, asta chiar îmi place. Și chiar pot să se adapteze foarte ușor. Deci ne simțim noi bine, dar se vor simți bine și cei care vin. Evident. Și sigur și cei care au plecat de aici sau se simt la fel de bine. Bun, deci dacă sunteți de prin zonă, nu știu dacă v-ați prins, noi pe la Ploiești suntem acum, dacă sunteți de pe aici prin zonă și nu v-ați găsit încă un grup unde să vă simțiți bine, acum să vă simțiți bine nu în sensul că vreți să dați foc la nu știu ce, și ați văzut că băieții au scăpat cumva chestia sau intenționat, ei un pic și cu religia, cu credința. Tu ce ai zis? Urmașa lui Iisus, asta a zis așa din prima, da? Încercați la grupul lor, adică să vă găsească, nu sunteți prea, sunteți normal, nu? Nu că... Da. Mai zice și așa. E întrebare interesantă, da. Da, nu, păi știi că unii dacă vin și vă găsesc prea sfinți și prea cutare, discutați numai de cer și de lucrurile viitoare, nu știu dacă ar fi pregătiți pentru asta, poate ei mai au un pic de interes și pentru pământ, pentru viața de aici, ce zici? Așa e, mai ales cu cei noi veniți, noi în credință, trebuie să cunoască tot, în primul rând, cu ce urmează să confrunte aici, ca după aia să poată ajunge în cer. Cătălin, vezi că le pun ceva întrebări, dar ai grijă la butoane, deci este foarte sensibile. Intrăm un pic cu muzica, știi, și atunci tu ai grijă ce, ca să dea bine pe sticlă, mă înțelegi, că ne urmărești alții. Sigur. Ia zi-mi un pic de muzică. Muzică, este muzică bisericească și muzică nebisericească? Da, absolut. Din punctul meu de vedere este, în primul rând, mesajul contează, modul cum o cânti, cum o spui, da, fiecare are felul unic de a transmite ceea ce vrea să spună tuturor. Bun, dar nu o să intrăm chiar în detalii, dar din punctul tău de vedere, că asta ai zis foarte important și din perspectiva mea,
Până la urmă, fiecare cu perspectiva lui și vom vedea care e bună. O muzică duhovnicească poate fi recunoscută? Da, absolut. În primul rând, noi cei care o cântăm, prin modul în care ne îmbrăcăm, ne comportăm, mimica, totul deci spune... Deci tu vrei să-mi spui că o muzică duhovnicească ar trebui să fie cântată de un om duhovnicesc? Absolut. Dacă nu ești duhovnicesc, să spun așa, dacă nu te ai bine cu Domnul, să zic. Așa, da, da eu, o zis-o bine. Nu, aici nu te-ai tăiat, o zis-o bine. Dacă te ai bine cu Domnul, da? Da. Nu știu, nu prea... Mesajul nu prea reușească să fie, nu prea reușește să fie transmis așa cum trebuie. Da, ia zi. Deci, dacă eu pot fi un bun profesionist în muzică, nu pot cânta o cântare duhovnicească? Ba da, dar nu transmiți exact ca ceilalți care cântă din toată inima. Deci o pot interpreta mai bine ca el, dar nu transmit mesajul, duhul, ce nu transmit? Da, mesajul. Este un stil diferit de a cânta în biserică și un stil diferit de a cânta în lume. Bun, dar muzica bisericească pe mine, la ce ar trebui să mă ajute pe mine ascultătorul? Să construiască, cum să spun, să ne construiască pe noi, pentru Domnul. Adică, să vă zic, eu omul de rând, nu contează ce vârstă am, dacă cu cât înaintez în vârstă ar trebui să se accenteze chestia asta, dacă vorbim de biserică, să spun, de adunare, așa, când venim împreună, da? Aș veni, mai ales la o anumită vârstă, aș veni să mă închin lui Dumnezeu. Că de alealte m-am cam săturat, mi-a trecut, știi? Mă gândesc eu acum și la una și la alta, mă gândesc la veșnicie. Poate am încercat niște chestii în viață care le-am crezut că, vai, ce, mi-am dat seama că tot varză, știi, nu valorează nimic. Și acum vin să mă închin lui Dumnezeu. Și îmi place muzica și apreciez foarte mult că voi vă implicați aici. Că știu că nu e așa, te trezești noaptea și pensi la chitară. Adică e muncă, e chestie, nu știu ce, ori mai căutați partituri, figuri, eu știu, vă întâlniți. Am o șansă ca muzica voastră să mă ajute în dorința mea de mă închină. Eu zic da. Ia zi tu cu butoanele. Sau tu îi auzi pe ei sau numai... Privind un pic din exterior, la ce mă refer din exterior, adică eu stând undeva departe și nu interpretând propriu zis, pot spune că pentru ei contează foarte mult modul în care spun și chiar să simtă, să trăiască cuvintele, să înțeleagă ce îi transmit și mesajul în sine. Și evident, înțelegând ce transmitând și simțind la un anumit fel ceea ce cântă, absolut și ceea ce transmit celor care aud, este diferit față de un simplu profesionist care vine, interpretează și a făcut bagajul și a plecat. Evident, dacă cineva vine în biserică și chiar ascultă o melodie, sigur cred că se va simți mișcat. Pentru că, în primul rând de mesaj, de cuvinte, există melodii care poate se cântă mai lent și poate omul chiar apucă să și cugete un pic în timpul melodiei. Poate chiar să plângă, știi? Sau poate chiar să plângă. Da, da, da. De ce nu? Se poate întâmpla oricum. Sau poate să fie o melodie mai ritmată, poate îl trezește, poate se gândește, stai un pic, poate melodia asta zice ceva. Cred că, de multe ori, da, într-adevăr, a cânta reprezintă un mod de închinare înainte lui Dumnezeu. A, bun, deci tu stai că tu spui altceva. Tu spui că ei cântând se închină. Da. Și eu când cântă ei, sunt ajutat în închinare. Cred că poate fi privit și așa. Într-un anumit fel, cred că și noi cântând, cine cântând, vorbim noi de aici din față, ne închinăm înainte lui Dumnezeu. Însă contează cum venim înainte lui Dumnezeu și chiar... Păi nu, că deci asta ar fi idealul. Da. Ei, în timp ce se închină lui Dumnezeu, mă motivează și mă ajută să mă închin și eu. Da. Eu mă gândesc că... Eu, ca unul care mă mai duc așa pe la biserică, am văzut o chestie interesantă și am și anumite răspunsuri. Sunt cântăreți foarte buni, care se duc în fața adunării. Ne mai țin și câte o predică din asta. Domne, cântați din toată inima, scuturați-vă rugina, nu știu ce. Și încep să cânte și aproape nimeni nu cântă cu ei. Se duce altcineva care nu spune aproape nimic. Începe să cânte
Și vezi cum oamenii își dau drumul, știi? Și la un moment dat e un cor imens. Care crezi, din punctul tău de vedere, că și-a atins scopul? Cel care a reușit să facă cu ceilalți să cânte cu el. Evident. Dacă vrei să-i ajuți la închinare, dacă ai vrut să ieși în evidență, atunci ți-a atins scopul când toată lumea tace. Da. Nu, nu e ușor cu muzica, așa-i? Așa-i. Cum faceți selecția din tot ce e pe piață în ziua de astăzi? În primul rând, eu tot timpul când aud o melodie nouă, mai întâi mă gândesc la text, pentru că dacă textul spune un lucru care este un păcat, atunci automat și eu, predonând melodia, cântând-o, ascultând-o, pot să păcătuiesc și pot să cad în credință. Și asta mă gândesc că e un lucru foarte important. Da, auzi, zi-mi și mie, sunt melodii, el s-a dus în extrema aia cu e păcat așa. Și nu așa, dar sunt melodii din astea, nu știu, mai drăguți așa, că vorbesc despre lenuța sau despre trandafir sau despre stele, cum e asta? Nu știu sigur ce să zic, dar... Astea măcar pe unde le-ai fredonat? Pe scările bisericii sau în fața bisericii? Nu că și astea cu lenuța îți pot fi dragi, mai ales dacă lenuța e dragă, nu? Și necăsătorită, nu? Normal. Da, e interesant asta cu muzica. Deși, haideți să vă spun ce mi-a atras mie atenția, pe lângă îndemnurile de a cânta sau ceva, la un moment dat, pe vremuri, nu contează, pe timpul lui Moise, Dumnezeu la finalul vieții îi spune lui Moise, scrie o cântare și învață-i pe cei din popor cântarea. Și Dumnezeu face precizarea aceasta, cântarea nu va fi uitată. Și pe mine cumva m-a trezit așa că eu am zis că eu sunt mai mult cu predică pe o cântare, adică cu legea, cu cuvântul, cu toate. Și Dumnezeu spune, fii atent, poporul ăsta va ajunge într-o zi să uite legea lui Dumnezeu, dar nu va uita cântarea. Ce șanse am ca oamenii să mă uite o predică? Hai, zi-o acum, dacă... După cum ai șanse mari, să uite când ies din curtea bisericii sau până în curtea bisericii. Am șansa să rămână o cântare în minte. Da. Un refren. Da, da. Da, cu cât o ascult mai mult, dacă o ascult mai des, cu atât să rămâne mai mult întipărit în minte. Bun, mai am o întrebare pentru voi. Tot, acum, uite, am prins și o seara când voi mă lămuriți. E chestia părinților, să zic. Vii tu acasă cu un CD-ul, cu ce vii, nu știu, că CD-urile sunt vechi acum, dispărut, dar alte chestii. Sau intră părinții în mașina ta, sau pui tu ceva, vă duceți în concediu, pui în mașina părinților. Prima dată când aude taică-tu, stă să leșine. Ce se întâmplă? Am văzut că prima dată când ascult, îmi vine, hai mă, pleacă de aici, băi, unde ai tâmpenia asta, știi, așa spus ea. Da, bun, o mai ascult a doua oară, zic, băi, ăsta meu chiar n-are minte. O ascult de 7 ori și s-ar putea să mă auzi prin cameră și pe mine, cum explicați chestia asta? Cred că este ceva și la nivel de... Da, de subconștient. Da, de subconștient de cât de mult aude, cât de mult se induce acea melodie, acea ritm, acea linie muzicală sau acele cuvinte. Depinde, poate face niște conexiuni cu ceva cunoștințe. Cred că aici sunt mai multe. Dar poate fi pericolul ăsta că există două variante. La început am fost reticent. Și pe parcurs mi-am dat seama că totuși nu e o chestie chiar rea. Sau varianta cealaltă că, de fapt, reacția naturală și bună a fost prima naturală și după asta te obișnuiești cu orice. Există un pericol în ambele variante. Există, de fapt, ambele variante. Da, acum știu, eu mă gândeam la ei, știi, cum îi chinuie el pe ei cu muzica, cum chinuie ei chitarele, știi, că de-aia. Ei s-au gândit că poate vorbim seara asta ceva despre fete, despre, știi, că au venit fericiți la emisiune și noi acum chitară, asta era. Băi, să vă zic una,
Și cu asta trecem la fete, de stat, de fete, adică nu e emisiune dacă nu discutăm noi și despre ele, ce ne interesează, da? Dar să fiți pregătiți pentru chestia asta. Alții au mai auzit-o, că am mai spus-o eu. Noi am fost un grup de tineri făinuți, așa că ne-am crescut împreună, chiar din zonă ne mai întâlneam și am plecat pe munte. Și în grup era și un băiat care chiar cânta frumos la chitară și era și o fată la care îi plăcea de băiat, normal. Și dacă îi plăcea de băiat, îți scai că-ți mai duc și eu chitară, știi, cum să te bagi în seamă. Nu mai știu cu ce era încălțată sau nu era încălțată, că știi, fetele mai vin pe munte și cu chestii din astea bizare. Cert este că noi, în loc să coborâm în vale și să urcăm, când am trecut acolo undeva, am văzut un brad care a căzut. Și, deci, să nu luăm noi pe brad, da? Și fata cu chitară a ieșit ea, știi? Și la un moment dat mă întorc cumva și o văd pe fata că alunecă picioarele. În momentul ăla, eu m-am gândit, wow, ce-i cu ea? Adică, domne, dacă asta își rupe coloana sau ceva, suntem terminați, știi, și fata și noi pe vârful muntelui. Ce credeți că a strigat băiatul ăla meu, colegul ăla meu, când a văzut-o pe ea că pică? Chitară. Chitară. Vai, chitară! Deci, da. Fetelor, v-am spus chestia asta în caz că vă uitați, că suntem cu băieți. Deci, dacă într-o zi vor trebui să aleagă între voi și chitară, vor alege. Alegere, că da. Da, da, vor alege, da. Da. Depinde dacă sunteți voi mai valoroase decât chitara, nu o să vă piardă. Dacă chitara o să fie, dacă o să fie chitara mai acordată, atunci... Deci, da, depinde cu fiecare cu corzi, nu? Că și fetele au corzi. Vedem care sună mai bine. Fiecare preferințe. Asta. Bun, hai să trecem la fete, că am trecut de fete. Cum ești cu fetele? Cum să zic? Zi, aia bună. Eu cu ele, ele fără mine. Cam așa. Deci tu te mai uiți după ele? Eh. Da. Eh. Din când în când. Așa, câteodată. Da, nu ești frământat chiar în fiecare secundă. Nu, no, deloc. Deci deocamdată chitara e... Chitara e numărul. Prietenul tău cum e? Eu? Singurel? Tot așa, dar nu... Zici asta trist sau bucuros? Avantaje și dezavantaje. Dar ai prieteni de vârsta ta care, așa, au câte o prietenă, nu știu ce? Creștini sau... Păi acum noi printre creștini ne învârtim. Creștini? Da. 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 Și ce au în plus față de tine? Nu pot să spun că au ceva în plus sau în minus. Responsabilități, că tare. Cred că da, responsabilitățile cresc. Păi tu acum la ora asta, dacă n-ai prietene, la câte fete ai voie să te uiți? Normal, tot după una. Păi nu, da, bun, până o găsești pe una, ai voie să te uiți la toate, nu? Da. Și niciuna nu se poate supăra că de ce te-ai uitat în stânga și în dreapta. Ești liber, ești cu tare, ești în căutare. Da. Prietenul ăla tău, dacă odată s-a uitat în stânga, a încurcat-o. Tu tot cu butoanele ești aici sau cum? Eu sunt bine. Eu sunt foarte bine. E ce trebuie. Adică zine, cum ești bine? Păi să știm și noi, nu? Chiar vreau să detaliez mai exact. Păi ești bine că nu te interesează, ești bine că ai găsit-o, ești bine că da, tu... am găsit-o, da. Ai găsit-o, da, iată. Care pe care v-ați găsit? Poftim? Care pe care v-ați găsit? Eu pe aia, pe mine. Amândoi, așa. Amândoi. Și sunt ceva planuri sau nu așa? Întotdeauna. Drumul începe cu niște planuri. Drumul începe cu niște planuri. Ce s-o alege din ele, vedem noi într-o emisiune... Viitoare. Va urma. Bun, ziceți-mă un pic istoricul vostru. Pe unde v-ați născut? Ce ați făcut? Păi, eu m-am născut în Ploiești. Am locuit toată viața în Ploiești. Da, mă gândeam așa un pic, da. Familia, pe unde... Tata este din Breaza și mama tot plăștiancă pe aici. Oameni credincioși. Da, oameni, da? Foarte credincioși, un exemplu pentru mine. Mai am un frate mai mic, de 13 ani, urmează să facă 14, 2 luni. Da, și ce pot să zic? Te vă înțelegeți bine? Pas. Da. Așa. Avem momentele noastre, da. Momentele voastre. Ne înțelegem destul de bine. El te enervează mai mult, tu... Cam așa ceva. Da, da. Totdeauna e greu să fii cel mai mare.
în emisiunea aceasta. Stai să, când mă întâlnesc cu frate, că știi. O să te-ai gândit, frate, de ce a plecat fratele mai mic de acasă, din pilda fiului risipitor? Păi, din câte am înțeles, eu a fost mai răsfățat, mai... nu știu cum. Nu, nu din cauza lui fratele mai mare. Nu se specifică. Nu se specifică, da. Dar m-am gândit așa, că poate... Vorbești din punctul meu de vedere. Da, înțeles, că ești de ce stai. Nu, mă întrebam odată dacă ăla mai mare nu putea să-i spună, mai pleca, mă bagă și tu, și eu am vrut să plec, dar hai că mai, mă mai calmez și eu, mai zic lui tata să-ți dea camera ta, să mai fim în aceeași cameră. Cel mai mare avea și niște planuri stabilite dinainte, da, probabil. Și îl încurca la mai mici. Da. Ăștia mai mici, da? Înțeles, da. Ce răutăcioși. Familia ta? M-am născut într-o familie creștină. Așa? Mama tot din Breaza. Tata Ploiești. Dar ce e așa special despre Breaza? A, sunt părinții noștri. Tata este, în tatăl meu este frate mai mare al mamei lui. Aha, aha. Oameni faini în Breaza. Da. Așa, de unde îi se trage numele la localitate? Nu știu să văd. Nu știu. Este o întrebare foarte bună. Aflăm răspunsul în următoarea emisiune. Bun, e bun, da. Adică o fi fost Mombrez pe acolo, Bobreaza, dar nu știm la ce se referea, la căpriță, la oiță, la fetiță, la... Bun, deci singur la părinți? Nu, încă patru frați, doi frați și două surori. Așa. Eu fiind cel mai mare. O, altul cu greu. Da. Hai de mine. Ce ți-a fost greu? E un pic mai greu, așa că ceilalți mai mici sunt un pic mai răsfățați. Ți se pare că fac părinți un pic de diferență? De... Nu chiar. Eu mai mult fac diferența la ei. Cea mai mică fiind o fată. E cea mai răsfățată, n-ai. Dar bun, acum și tu o răsfeți, ai, că ți-e dragă. Asta e, da, fratele asta mai mare, sora mai mică. Da, da, da. Și nouă ne-e dragă, dar păi la... E frumos, da, totuși e bine așa în familie, nu? Da, familie mare. Nu, te plictisești. Papuci împrăștea și la nu prea. Am înțeles, înțeles prea multe întrebări. Da. Băieții sunt cei mai ordonați în casă, fetele? Depinde din ce punct de vedere. Acum, nu numai băieții sunt ordonați. Eu am văzut băieți care chiar sunt, știi cum, așa, și fete care... camera lor și Hiroshima. Eu provin tot dintr-o familie creștină. Mama din Ploiești, iar tata de lângă Ploiești. Mai am o soră mai mică. Noi ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine. Înseamnă că sora ta e răbdătoare sau... Amândoi. Suntem foarte liniștiți, ne înțelegem bine cu celălalt. Și da, suntem o familie activă, ne place să ne implicăm. Super. Acum... eu când aud chestiile astea, cum născut în familie, crescut în biserică, nu știu ce, cam știu filmul, dar sunt câteodată și surprins, știi? Acum sper să nu mă surprindeți voi în seara asta, dar între ideea aceea facem pentru că am fost duși la biserică, nu neapărat am fost obligați, dar nici n-am prea avut alternative, și momentul acela în care mă gândesc eu un pic mai personal la relația cu Dumnezeu. Unde stați? Încep eu? Încep eu. Păi, dacă la mine a fost după mersul la biserică, nu așa a funcționat. Pentru că n-am fost tot timpul, cum să zic, legat de biserică. Cu toate că mergeam, eram fiecare duminică prezent. Nu eram chiar așa... un om credincios, să zic. Dar între timp am mers în câteva tabere de tineret, am vorbit mai cu ei mai bine, am cunoscut pe toți. Dar în tabără de ce te-ai dus? Încă m-au trimis părinții. Corect! Ha, da, da. Cu chitară sau fără? Nu știam să cânt la chitară. Nu știam să cânt la chitară, da. Și așa, încet, încet am cunoscut pe Dumnezeu, am cunoscut oameni faini care mi-au arătat cum să mă apropii mai mult de Dumnezeu și mi-au arătat ce înseamnă o viață de credincios și... Ai întâlnit și maturi sau bătrâni faini? Da, absolut. Da. Mare lucru. Bun, și deci așa, la tine? Eu sunt întors la Domnul de un an. Așa. Fac luna următoare un an, de când sunt și botezat. Tot așa, în fiecare duminică am fost la adunare, dar
Pot să zic de vreo 2 ani am început să mă gândesc mai serios. Unde îți poate sta gândul când ești în adunare și nu ai nicio treabă cu adunare? N-ar trebui să știu. Bun, dar cum faceți? Adică când doar așa în adunare trebuie să pozezi un pic prezent, nu? Da. Voi sunteți cu canale diferite? Cu... Depinde de situații. Da, depinde de situații. Și așa, de vreo 2 ani ai început să-ți pui problema mai serios. Da, tot așa, într-o tabără, să vorbim mult mai profund în ce constă în viața cu Domnul. Și a fost un proces în care eu m-am întors la Domnul. A durat mai mult, dar e bine mai că, aici. Da, a început și să Cătălin? Venind de mic în biserică, au fost foarte multe lucruri care mi-au plăcut și care m-au atras să vin. Și chiar cred că părinții... Spre exemplu? Păi, în primul rând, când veneam, erau lecțiile de la școala duminicală, efectiv ceea ce învățam, ceea ce făceam și practic. Mai ales ne-au bărcut să-ți mai povestea despre noi și ce-a făcut. Erau lucruri care te deci atrăgeau. Deci chiar ai prins educatoare faine? Da. Da? Da. Faine, da. Da, mă trezești pe mama. Și cum a fost? La mama a fost diferit? A fost foarte bine, nu? A fost foarte bine. Știam lecția de acasă. De acasă, da. Cunoaștem. Și cred că părinții au un aport foarte mare în experiența noastră spirituală sau să vorbim despre acel moment care ne face să ne gândim mai serios. Și venind în biserică de mic, eu văd asta ca un avantaj. Pentru că cu cât crești și te maturizezi, într-un anumit nivel, la un anumit nivel, începi să înțelegi mai multe lucruri. Înțelegi un pic poate ce cântă acolo, înțelegi poate ce spune fratele la predică. Ceva tot alegi cu ceva. Da. Bine, important e să se și vrei. Și cu cât crești, cred că și dorința de a vrea să cunoști mai mult capătă poate noi dimensiuni, exact. Și asta este un lucru care cel puțin s-a întâmplat la mine. Cât am crescut, am simțit nevoia de a cunoaște mai mult și de a dobândi mai multe cunoștințe și de a avea acea și de a lua acea decizie de a duce o viață plăcută înainte de Dumnezeu. Știu că nu este adevărat, dar în general se spune despre băieți că citesc puțin. Depinde ce, da. Da. Citind, păi cu fetele mai mult le-ar plăcea cu poze decât cu citind. Citind puțin în general, există riscul să intre și Biblia tot pe lista cărților citite puțin. Dacă ați vorbi cu tinerii de vârsta voastră, cum, primul lucru, ați încercat să-i lămuriți că este important să citească Scriptura? Și dacă da, de ce? Pentru că eu chiar aș încerca, după ce aș cunoaște un pic persoana și aș încerca să mă pliez pe caracterul respectiv, chiar i-aș încuraja să citească, deoarece, în primul rând, citind Scriptura, efectiv ne hrănim spiritual. Poate sună teoretic sau lumea aude, dar chiar așa se întâmplă. Da, unii chiar cred că astea sunt clișeile noastre, știi, și... Atunci aș sugera să încerce, să citească mai mult. Să citească mai mult, da. Deci, pe tine te-a ajutat Scriptura? Da, m-a ajutat. Poate oamenii o să zică, ok, eu citesc, dar nu înțeleg ce fac. Răspunsul, cred că sunt mai multe răspunsuri, dar din cum văd eu situația, citești, nu înțeleg, dar... E foarte important să cauți în continuare, nu să abandonezi. Păi tu chimia, ai înțeles-o din prima? Mie mi-a plăcut chimia. Da, nu te-am nimerit. Ce nu ți-a plăcut? Fizica. Da, nici fizica nu ai înțeles-o din prima, da? O citești a doua oară, a treia oară. Pentru repetiția m-am învățat. Da. Și plecând de la ideea că Biblia e o carte veche, nu știu ce, mă poate ajuta astăzi? Adică suntem în postmodernism sau ce-o fi noi, da? Ce treabă are o carte scrisă în urmă cu mii de ani cu viața mea astăzi, aici, în Ploiești? Biblia e pentru toate generațiile. Nu se ține cont că unii sunt mai bătrâni, unii mai tineri. Se aplică pentru toți. Adică omul e om... Da, omul tot cum păcătuiește. Scrie și în Eclesiastul, dacă mai țin minte bine, zicea că nimic nu este nou și ce a fost va mai fi și se repetă și acum. Și automat totul se aplică. Ba, bun, acum nu știi că Eclesiastul nu scrie nimic, eu sunt soar, nu s-o refer la iPhone sau ceva. El spune acolo că există o ciclicitate a vieții. Se nasc oamenii, mor de când a făcut Dumnezeu lumea, soarele, răsare, apune, că așa a hotărât Dumnezeu. Și chiar asta o spun destul de frecvent.
pe foarte mulți, chiar pe foarte mulți creștini, îi aud mereu discutând câte s-au schimbat în generația noastră. Și eu zic, oameni buni, de ce nu vă uitați la ce nu s-a schimbat? Că nu s-a schimbat totul. Dumnezeu nu s-a schimbat. Sufletul omului nu s-a schimbat. De că omul s-a schimbat, este materie și spirit, da? Nevoile sufletești nu s-au schimbat. Nu s-a schimbat Biblia și principiile ei și alte lucruri. Și atunci dacă eu recunosc că sunt o ființă care am nevoie de Dumnezeu, chiar dacă nu-mi dau seama, știi? Pentru că așa m-a creat Dumnezeu, dar așa sunt prin construcție, Biblia mă va ajuta să-L cunosc pe Dumnezeu, să mă cunosc pe mine însumi și multe alte lucruri. Ai recomanda cuiva să înceapă Biblia citind Levitic? Nu, chiar. Nu chiar. Dar așa, după voi, dacă ai zice unul... Bun, există chestia asta logică pentru cineva. Îi faci ca două Biblie cuiva, da? De unde se înceapă? De la început. Și ce șansă are să termine? Foarte mici. Foarte mici. De ce? Pentru că Biblia e o carte mare. Și dacă o iei de la Geneza până la Apocalipsa. Și apoi, de ce am zis eu Levitic? Că dacă, hai, cumva biruie Geneza, știi? Oricum pentru el sunt lucruri total străine. El scrie într-un alt registru, știi? Are o altă stimă în față. Deci el nu are nicio treabă, da? Cu chestia asta. Când ajunge pe la a doua carte, pe la Exod, în prima parte e faină narațiunea ieșirii din Egipt. Când începe cu legile, taie berbecul, nu tăia berbecul, leagă-l cu ăla, știi? Și treaba are asta. Când ajunge în Levitic, zic că ăla, cât ar fi de erou, să... Așa, ce carte vă place vouă? În afară de cântare, cântări. Întrebări capcanul, băiți. Nu, ei nu m-au râs, înseamnă că n-au citit niciodată cântare. Deci am înțeles, da. Mai citesc ei și Ruth, știi? Și tot la Naomi se gândesc. După posibilități. Da. Ar fi o chestie să începem cu ceva din Noul Testament? Ar fi o idee destul de bună, viața mai ales pentru Iisus. Cei noi în credință, e ceva ușor. Probabil care... că felul în care este descrisă viața Domnului Iisus Hristos e oarecum cel mai simplu lucru. Da. Să-L cunoști pe Iisus Hristos între oameni, cu copii, cu flămânzi, cu săraci, cu toate, adică ce se nu pricepe acolo, știi? Învățătura Domnului Iisus Hristos. Asta într-un fel este uimitor. Cel mai mare învățător al timpurilor știe să vorbească. Îți imaginezi un copil mergând, că la întâlnirile unde era Domnul Iisus, erau și copiii. Da. Îți imaginezi să meargă un copil acasă să-l întrebe maică-sa, băi, ai fost? Am fost, unde? La Iisus. Băi, spune drept, la Iisus sau la fotbal? Mamă, la Iisus. Băi, spune adevărul. Mamă, am jucat un meci de fotbal și apoi ne-am dus la Iisus. Bun, acum te cred, da? Și ce a zis Iisus? Ți-l imaginezi pe un copil să meargă să spună, mamă, nu știu, atât de încurcat a vorbit că n-am priceput nimic. Nu, chiar nu. Deci copiii chiar pricepeau. Mamă, au zis că el ne iubește mai mult ca păsările de pe câmp, că o să ne îmbrace mai mult decât crinii aia ce i-ai tăiat ieri. Este simplu. Mi-a spus că unul s-a dus la semănat și a căzut în patru terenuri. Ce e așa de greu? Adică și copiii pricepeau Evanghelia. Că tot m-am băgat cu fotbalul. Ce sporturi, ceva, figuri. În afară de sărit peste mese. Fugă de răspundere. De răspundere, da. Ce să spun? Chiar îmi place să urmăresc sport. Dar practicat, să spunem, nu am chiar așa mare... Deci ești sportiv din fotoliu. Da, așa. Cam așa. Și cu popcorn în mână. Așa, da. Îmi place să urmăresc fotbalul, tenis, mai uit din când în când. Tenis? Masculin, feminin? Mai am feminin, când se mai uitau ai mei, mai mergeam pe undeva, mai puteam la hale, pe undeva, ceva, da. Bă, oricum, e a noastră. Deci e a noastră, da, nu e cum. Și da. Eu mă uit, deci când am timp și eu mă uit aici, ai prins, da? Da. Cam așa cu sportul. Cam așa. Da, chestia asta, sport din fotoliu. Eu sunt cu practicatul mai mult. Am și jucat câțiva ani, un an,
fotbal, am practicat și 3 ani patinaj viteză. Opa! Și la patinaj viteză mai te duci, faci plonjoane sau ce? Mai mult pe gheață plonjoane. Pe gole era mai nasol să le faci. Da, da. Și nu s-a oprit cu fotbalul, că anumite s-a desființat echipa de vârsta mea. Acum, fiind cu pandemia, nicio șansă. Mm. Asta e. Acum tot din fotoliu și eu. Eu am făcut fotbal când eram mic. Puțin timp până m-am axat pe basket. Am făcut basket vreo 6-7 ani. Dar interesant, că n-ai fi neapărat de basket, nu? După înălțime, mulți spun că nu, dar nu judec o carte după copertă. Corect, corect, corect. Crezi că fiecare, nu știi cum zic ea, că esențele scumpe? Da. Sticluțe mici, da. Restul poate să practicam orice. Nu am, încercat, cred că, de toate. Și în general, sportul de iarnă, cum ar fi schiul, îmi place foarte mult. Cam asta e pasiunea mai recentă. Bun, hai că îți dai seama, acum chiar ar trebui să mă gândesc la aspectul ăsta, că atunci când am fete prin emisiune și mai vine așa câte o idee, că nu știu, deci aici la voi nu v-au lăsat băieți cu fete, știi? Fetele băieți, na, asta este, frate, nu stricăm rânduielile, că nu cumva să înțelegi, așa. Dar le-am întrebat la un moment dat, zic, dacă v-aș băga în sfatul bisericii, știi? Vă pun acum în conducere, ce ați schimba? Acum voi aveți șanse să ajungeți în sfat. Ele, dacă nu ne schimbăm teologia, nu prea. Iar voi, dacă nu ne schimbăm teologia, prea, dar nu se știe. cum vă mai da? Așa, ce ați păstrat în biserică și ce ați schimbat în biserică? Da, poți să-i numești tu, de ce totul să fii primul? Adică acasă ești necăjit, aici ești necăjit, domnule, ce-i cu asuprirea asta în lume? Fiind noi cu muzica, cred că, în primul rând, am mai schimbat câte ceva la modul de închinare. Nu neapărat stilul de cânta, cum cântăm cântările din cărți sau altceva, dar un pic la instrumente, un pic la repetiții, unde deci, se poate. Deci ai zice că faptul că ne închinăm lui Dumnezeu ar impune și o anumită calitate a muzicii? Eu zic că contează și un pic calitatea. Nu poți să cânti ceva și să cânti doar că trebuie să cânti. Păi bun, hai să zic altceva. Dacă te-ar invita primăria orașului Ploiești, să spună, domnule, vezi că avem... Voi ce aveți aici, la Alele sau ce? Festivalul Alelelor sau ce? Zilele orașului. Zilele orașului, da. Dăm un exemplu. Da, da, da. Cred că și cu florile le aveți, Ploieștiul, cu Alele, nu știu de unde știu. Da? În fine, Piteștiul, cine mai cântă. Dar... zilele orașului, da? Și aș spune, băi, băiete, ai ocazia să cânti acum. Te-ai duce nepregătit? Nu. Păi pe două motive. Unul că te faci tu de exact. Așa, da, că ea te prezintă, a venit cu tărică și ăștia te filmează. Și a doua oară te-ar mai invita primarul și primăria. Exact, nu mai s-a terminat măcară. Noi zicem că ne închinăm unui Dumnezeu unic. Și ăsta e adevărul, că... Da. Noi nu vorbim neapărat ca cei din Vechiul Testament, că Dumnezeul nostru nu-i ca zeii voștri, dar noi ne închinăm adevăratului Dumnezeu, adică nu ne închinăm la copaci, nu ne închinăm la vacă, la nu știu cine. M-aș mira, că am zis, m-aș mira indienii, unii să cânte mai fain la vacă decât... Îți dai seama ce urât sună. Și acum întrebarea mea, dacă noi îi cântăm mai puțin calitativ lui Dumnezeu decât ăia... care cântă la vacă, cum ar trebui să ne numim noi? Să nu zice, să ce mă gândesc. Că zice în Biblia, despre boi vorbește Domnul sau despre noi, știi? Așa, zi tu. Deci el a zis că ar umbla un pic la calitatea muzicii. Ce mai? Cam așa că și eu tot în area de muzică sunt. Pentru mine neapărat nu asta e important, calitatea muzicii să fie totul perfect. Da, nu, perfect, o să fie numai dincolo. Da, automat. Dar mă gândesc așa că modul în care exprimăm noi trebuie să fim exemplu în ceilalți și să nu fim oprici în poticnire. Complet în perfect. Bun, aici am vrut să zic când povestea el, la ei care e unul din dezavantaje? Că lumea îi cunoaște.
Deci nu-i vede prima dată când se duc cu chitara acolo, știi? Lumea mai vede, mai aude, știi? Și... Nu, că se știe și de el. A, zice, aaa! Când începe să ții ceva, toată lumea, nu e problemă. Auzi, apropo de chestia asta, că asta e cu ghivece, s-a ai avut, deci dacă Doamne ferește, o dată pe an, se auzi un spune sau ceva, lumea, da? Dar de câte ori pe an vin să-ți mulțumească că nu s-a întâmplat așa? E bine, e o întrebare bună. Însă răspunsul meu va fi doar că eu nu tu fac această asta. Lucrare pentru ca ei să-mi mulțumească. Nu aștept. Eu n-am pus întrebarea pentru tine. Bine, am înțeles tine. Ideea. Să spun de ce. Tu te duci acolo de dragul Domnului, de cutare, da. Nu știu ce. Dar... întrebarea mea, de ce din instinct, în momentul în care ceva... Și tu poți să n-ai nicio treabă, știi, că fluierul ăla, nu-i de la tine. Da. Toată lumea se întoarce spre tine. Înseamnă că ei știu că tu ești acolo. Da. Bun, dacă ei știu că tu ești acolo și 10 duminici merge bine, de ce nu se întoarce măcar unul, știi, să zică... Mai sunt persoane. Asta e bine, da. Poate că ne auziți unii și mai arătați cât un deget. Da, nu domnul, da, dar la 10 ani și atunci dai în cap. Ascultați-mă. Eu cred că nu e nimeni mai necăjit ca persoana. Nu vorbesc de el, vorbesc de oricare. Când slujești. Păi primul care îți dai seama că nu ți-o ieși cine? Ești tu. Și în momentele alea, știi, când ești fiert și cu tare și te gândești, n-ai nicio explicație, îți mai trebuie să se întoarcă unul. Gata, deci ăla ți-a dat un impuls de... Asta e la orice sfârșire, dar nu. Cum ce e bine pentru noi că ne hrănim din asta, că o facem de dragul Domnului și Domnul vede, Domnul răsplătește. Tu ce ai schimbat, frate, din sfatul bătrânilor? Cred că un lucru important ar fi ca atunci când există o chestiune, nu să avem probleme, pentru că poate generalizăm sau spunem că se întâmplă lucrurile, nu? Când există o chestiune, fie ea bună, fie ea, mi-ar plăcea să se privească într-un mod deschis. Haideți, frate, o să discutăm, haideți să vedem ce se întâmplă. Se întâmplă așa. Dar mi-ar plăcea în continuare să rămână așa. Pentru că... Te referi să fie mai mult informată și consultată biserica? Poate chiar da. De ce nu? Dar și în general și în sfat. Adică întotdeauna când se întâmplă ceva sau e nevoie de, nu știu, o opinie, de ce frate, suntem în aceeași barcă, da. Mergem în aceeași direcție, da. Hai să vedem... Ce idei ne dă Domnul? Da, v-am spus, lucrul ăsta se întâmplă în biserică, chiar este o comunicare activă, aș putea spune. Însă mi-a plăcea să rămână așa și poate chiar de ce nu să avanseze în anumite lucruri. Ai o teamă că unele lucruri bune se pot strica? Ai mai auzit așa că și o mașină nouă, dacă nu ai grijă de ea, se poate strica? Nu, asta e o chestie foarte importantă ce spui. Că... Domne, apreciem că e așa, să avem grijă să rămână așa. Dacă se poate chiar foarte important să avem grijă să rămână așa, exact. Da, da, și să facem tot ce putem. Să muncim. Cred că acolo unde este un efort colectiv și cum, unde fiecare avem o țintă comună, cred că e nici aici mai ușor. Ca lucrurile să rămână cât mai bun și să tindă spre foarte bine. Și mai ales dacă ne amintim că noi spunem că toți suntem ai lui Hristos, toți facem de dragul lui Hristos, asta chiar ar trebui să ne unească. Adică, până la urmă, ce interese personale am avea noi în biserică? În afară de glorificarea lui Dumnezeu, îi ajutăm pe oamenii care vin să se închine, să se apropie de Dumnezeu. Ce contează că ai pus aici floarea care îmi place mie sau floarea care îi place lui? Asta e valoarea bisericii. Am avut senzația așa, sigur la voi n-am fost așa, câteodată, știi, pentru niște fleacuri, noi trădam valori. Adică, pentru mine, una din valorile extraordinare în biserică ești tu, fratele meu. Și acum tu ai venit cu roșu seara asta, știi? Și mie nu-mi place roșu. Și poate fără să-mi dau seama, tricoul pentru mine e mai important decât tine. Și dacă n-ai venit cu tricoul care îmi place mie, eu uit cine ești tu. Adică, păi, pentru un frate adevărat, tu puteai să fii... Acum nu chiar în toate culorile, știi? Dar... A, că pot să spun, mă, uite, pentru emisiunea asta era mai bine, altfel nu, chiar e bun tricou, adică ne-a dea culoare, m-am legat de tine ca să nu mă leg de ei, acum stați să vă lămuresc, voi
știți că vă spun din când în când. Voi credeți că i-a știut că seara asta vine la emisiune? I-am prins pe aici și pe ei, băieți, ați venit? Da, aveți trei opțiuni. Veniți, veniți sau venim. Ei au zis, venim, gata, au ales prima. De ce s-a leagat pe ea? Deci, da, sunt lucruri unde trebuie să avem grijă. Ce sfaturi ați da unor fete așa din biserică? Ele din afară bisericii știu că le-ați dau un singur sfat. Veniți la Iisus, Iisus vă iubește, viața e scurtă, dacă e lungă, e frumoasă cu Domnul. Dar la niște fete, ce sfaturi le-ați dau alea din biserică? Hai, Cătălin, acum de ești pe eu. Hai așa o privire spre mine. Sfaturi? Da, da, păi de ce? Vorbim pentru în general sau în legat de băieți? Alege tu acum, ți-am lăsat libertatea așa. Înțeles. Cred că ar fi bine ca și ele poate să se implice în anumite lucruri din biserică. Se implică, dar de ce nu și mai mult? Să-i ajute pe băieți? Depinde cum fiecare băiat privește situația. Da, 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 da. Chitara măcar singur. Dacă vrei să luăm așa, tu trebuie să-i cari geanta. Băi, el deocamdată m-a spus multe. Tu nu-mi car chitara mea și de aici fiecare poate înțelege. Nici eu nu-ți car geanta ta sau îți car... Deci chitara rămâne pe primul loc deocamdată. Am înțeles. Da. Eu? Să fie cât mai prietenos. Ca sfatul, nu știu ce pot să spun eu, că încă nu e ce te uie. Dar să se roage și. Da. Și o facem și noi. Și pentru ele, și pentru părinți, și pentru... Ne rugăm pentru toți, asta ne rugăm. Să nu ne lase doar pe noi să facem toată treaba. Așa, da. Ah, asta iar vorbește în fir. Eu pe când m-am dus într-o direcție, așa mi-a întors. Bun, bine. Așa. Vă vedeți în... Pe viitor, vă vedeți tot în biserică? Da. Da? Da, absolut. Da. Căsătoriți în biserică, cu familie, cu... Slujind în continuare? Da. Cu Domnului, da. Ați văzut... Sunteți voi tineri, ați văzut multe. Ați văzut tineri care au fost activi, implicați și după căsătorie au intrat așa într-un cont de umbră. În ce privește prezența, slujirea, ceva? Mai mult sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin. Acum depinde și de fiecare situație. De exemplu, unii probabil s-au mutat din oraș. Nu știu ce. Bun, s-au mutat din oraș și nu se pot implica acolo unde sunt? Sau... Acolo, da. Că aici vorbim de dorința fiecăruia de a face ceva până la urmă. Schimbări de prioritate? Posibil. Depinde și peste ce pată dai. Păi nu, uite, hai să-ți dau o chestie în asta. Să presupunem că ție, pe anumite motive, sau lor, hai să-i luăm pe plânchiterile. Ei se duc o dată la două săptămâni pe sat, la câte o biserică, cântă, toți lăcrimează pe acolo, se simt și ei bine, și ei alalți se simt bine, la final le dă și o plăcintă, nu știu ce se servește pe aici, pe la voi, și se căsătoresc, nu? Și ei, dar trebuie să meargă în continuare, că doar ei iubesc pe Domnul și nu s-au dus numai de dragul plăcintei, au fost bonus, chiar au crezut că Dumnezeu îi folosește. Și nevestele spun, bă, băieți, punctul numărul 1. Noi la țară cu voi nu mergem, că nu ne place nici mirosul de la biserică sau știu ce e acolo. Sunt prea multe bătrâne și ne pupă la final și ne spală pe toate. Eu știu ce figuri au în cap. Sau trebuie să mergem la biserică și trebuie să ne trezim la 7 dimineața. Nu? Trebuie să te duci o oră pe drum și până... Deci mai... Nu ne trezim, nu ne cutare. Punctul 1. Nu mai mergem la țară. Punctul 2. Nu te duci și tu, că eu nu m-am măritat să fiu văduva veselă. Nu, ei ce fac? Ia scotește acum că ești la butoane. Cred că ar trebui să găsească o variantă
astfel încât să ajungă unde doresc, adică să meargă și la țară, să poată să slujească în continuare, nici să o lase pe soție văduva veselă. Păi stai să ne înțelegem, noi că suntem împotriva clonării. Dacă ați vrea cu clonarea, îi clonăm și unul cu chitara și unul cu nevasta. Am rezolvat-o, știi, dar... E important să ajungă într-un fel astfel încât să se înțeleagă și să o facă și pe ea să vină hai la țară. Hai să spun eu mai practic. Exact. Despre asta e vorba. Lămuriți-vă înainte de a vă însura. Cum e cu treaba asta? Că după... Mai greu. Mai uitați-vă și voi pe la alții, că noi tot râdem de ei că trebuie să asculte din neveste. Păi ce? Săraci? Vai, săraci este și atunci... Bine, îți găsești alte motive, nu spui tu că din cauza nevestei nici o duci, că ți-e și rușine, doar nevasta ta o iubești, nu să spui eu. Bun, acum, ca să nu fim chiar răutăcioși, că oricum suntem, asta se poate întâmpla și la fete. Că au fost fete, care, adică o fată care chiar are darul de a... Cum ați zis voi, că, domnule, mama, dar pe lângă mama, am avut o învățătoare super de copii, da? Și ea a avut darul ăsta, chemare din partea de Dumnezeu, să meargă la țară și făcea un club de copii, ce făcea acolo. Și s-a mărita cu Ghiță și le-a spus că nu te mai duci la aia, că nici nu spălați. Păi ea s-a ducea să-i spere, știi? Deci... Nu, e o chestie, dar ei încă mai au mult până acolo, nu? Cred că, bine, nu e neapărat general valabil, dar atunci când ești o persoană implicată, cred că cumva tot ajungi să găsești o persoană implicată. Adică aici vorbim un pic și de țeluri comune, nu? Până la urmă. Nu privim neapărat doar la frumusețe sau la modul cum arată. Vorbim un pic și la asta. Într-o subiect delicat, nu intra în chestiile astea. E importantă frumusețea și Biblia vorbește despre frumusețe. N-am zis că nu e important. Am zis doar că nu trebuie să fie primordială. La ei frumusețea e pe primele trei locuri. Și unul și doi și trei. Unul, doi și trei, da, înțeles. După asta mai trecem, nu, că asta, da, deci... Bun, dar hai să vă întreb altceva. Vă vedeți în viitor careva slujind cu cuvântul? Cred că este posibil. O ușă deschisă. Adică, eu mă gândesc la biserica de mâine, da? Voi sunteți biserica de azi, dar teoretic o să fiți și biserica de mâine. În biserica de mâine doar o să se cânte, doar o să bem ceai sau aveți și cuvânt? O să fie și cuvânt. Fie în care îi chema pentru un anumit scop. Da, și atunci cineva va trebui și să împărtășească cuvântul. Adevărat. Fete sunt. Dornice. Dar dacă schimbăm... Cred că am stabilit că nu schimbăm. Am stabilit că unele lucruri nu se schimbă. Da, de ce? Am spus că ne uităm la ce nu se schimbă. Bună idee. Deci am rămas cu ceva în emisiune. Dar în sfat le băgăm sau ne sfătuiesc doar de acasă? Am înțeles. Fetelor, mulțumesc lui Dumnezeu că nimeni nu vă poate lua statutul de mamă, de soție și multe altele așa. Și rugați-vă ca băieții să fie... oameni înțelepți care iubesc pe Dumnezeu, care caută să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și care se așează la dispoziția lui Dumnezeu să facă ce dorește Dumnezeu în ei și prin ei. Încă o dată vă mulțumim tuturor că ne-ați ascultat, că ne primiți cu bucurie, vă mulțumim că vă rugați pentru noi și nu numai pentru noi cei care ne vedem aici, deși încerc să vă aduc aminte că nici băieților nu ar strica o rugăciune, nu? Ce ai vrea să se roage? Dacă i-ai auzit rugându-se pentru tine, ce ai vrea neapărat să se roage? Să rămân credincios în continuare. Să rămân credincios? Tot așa, să mă ajute în viața cu Domnul să nu mă abat de la cale. Amin? Să rămân cât mai aproape de Domn. Cât mai aproape de Domn, da. Am scris și din ce în ce mai aproape. Și din ce în ce mai aproape. Într-o zi am scris o chestie de genul ăsta, că am zis... De Domnul nu trebuie să fie aproape, cu El trebuie să fie una. Mă tot gândesc la chestia asta și după ce am scris. Dar poate că e ideea ta, atât de aproape să ajung de Domnul până ne confundă lumea asta, nu mai să ne identificăm, dar să fim una cu El, așa cum Fiul cu Tatăl este una.
Rugați-vă pentru ei, rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru voi, pentru copiii voștri, pentru părinții voștri, depinde în ce situație vă găsiți. Și da, dacă sunteți necăsătoriți, rugați-vă și pentru căsătoria voastră, pentru că Dumnezeu a creat familia, vrea să o binecuvinteze și încă familia poate fi frumoasă, indiferent de vremurile pe care le trăim. Când suntem binecuvântați, putem fi o binecuvântare. Așa vă doresc tuturor. Mulțumesc că ați venit. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.